Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o etalare pentru cei născuți în zodia Racului pentru aprilie 2019 sau mai exact pentru cei născuți sau cei cu soare, lună, Venus, ascendent în zodia Racului. Am amestecat cărțile, fiecare set de cărți. Și la un moment dat am văzut minciunele, șapte de spade, am văzut puterea. Deci, bănuiesc că vă întăriți. Am văzut doi de cupe care avea tendința să se răstoarne invers, o legătură cu cineva de suflet, cu cineva foarte apropiat, e într-o situație de schimbare, de eventual neînțelegere, de poate chiar unii dintre voi terminați o relație. Apare patru de spade. Dacă terminați o relație, vă vindecați, că tot e post, vă rugați. Acum să tai și cărțile și să ne pregătim pentru citire. Mai amestec un pic și aceste cărți. Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac, aprilie 2019. Și pe acestea mici, să vedem ce aveți. Am spus că facem așa de astă dată, da? Trecutul recent. Să vi le arăt, nu cumva să credeți că le așez eu. Prezentul, viitorul de scurtă durată. Blocaje și susținere. Vreți să comunicați cu cineva? Să vă exprimați emoțiile? E greu. Nici racii nu se exprimă foarte bine. Deși simt foarte mult, nu se exprimă foarte bine. Emoțional. Altfel, sunt niște super gânditori. Poate un copil înseamnă... Ia uite, și regina de cupe. Sigur, e energia voastră. Ați oferit cuiva, dar vreți să se facă justiție. Vreți să se facă justiție. Pentru că nu oferiți oricui. Vreți să oferiți, dar cuiva special care merită această cupă mare. E cupa unei regine. Deci ar trebui să fie un rege. Dacă vine cineva să se exprime emoțional, într-un fel copilăresc, s-ar putea unii dintre voi să refuzați. Rămâne de văzut. Haideți să vedem și aceste cărți. Așa sunt mesaje de scurt, sau scurte mesaje pentru anumite persoane. Asul de aer și The Hierophant și Marele Preot. Spirit of the Child, dar e invers. Cineva a fost foarte, poate un semn, poate cineva cu planete în semnul taurului. Trebuie să descoperiți adevărul în legătură cu această persoană care nu știu, are copilul interior blocat. Este foarte restrictivă persoană, foarte fixistă, foarte obsedată de reguli și de, poate, o așa zisă dreptate. Poate a devenit prea mentală și din acest motiv și-a pierdut spiritul copilului interior. Un alt mesaj pentru unii dintre voi. Ok. Hai să vedem ce avem acum. În trecut a fost diavolul. Pentru unii dintre voi chiar într-o căsătorie. Pentru unii dintre voi, dacă nu e căsătorie, în familia voastră, în care v-ați născut, da? Reguli. Reguli. Religie. Și această familie foarte sobră, pragmatică, materialistă,
va deconecta de la copilul interior. Va învăța să fiți foarte mentali, da? Avem și asul de spade și la un moment dat acest as de spade a devenit o energie toxică. Avem monede și aer. Avem bani și gânduri. Cineva s-a gândit foarte mult la bani, cum să-i facă, cum să aibă această abundență financiară. Și totuși, această obsesie, deci aceste gânduri au devenit obsedante, au devenit toxice. Pentru unii dintre voi, asta e o variantă. Altă variantă ar fi că descoperiți adevărul într-o relație toxică. Cum Capricorn, dar nu e obligatoriu să fie Capricorn, evident. Dar avem monede, deci ar putea să susțină și această variantă. Dar nu toți racii, evident, comunică cu Capricorn la această oră. Deci, mesajul e doar pentru unii dintre voi. Descoperiți adevărul de curând sau începe să-l manifestați. Ce înseamnă asta? Asul de spade taie este acea sabie numită Excalibur care nu poate să manifeste decât dreptate și corectitudine. Nu mai permiteți unui Capricorn sau unei persoane toxice să vă influențeze viața pentru că ați înțeles că posibil vă afectează abundența. Și este mare lucru să înțelegem că energiile anumitor persoane din viața noastră, chiar din familie, repet, nu e obligatoriu să fie un iubit, o iubită, poate să fie un membru al familiei. Sau felul în care ați fost, deci 10 de monede astea reprezintă familie, da? Deci acea persoană vă blochează abundența sau, dacă nu vă blochează abundența, fiți atenți. Pentru unii dintre voi care vă doriți o căsătorie stabilă și totuși n-ați reușit să o manifestați. Deci acest mesaj este pentru unii dintre voi. Ați descoperit că această persoană toxică este de fapt o relație karmică de care trebuie să vă detașați mental și nu doar și fizic. Să tăiați cu această sabie orice legătură între voi și această persoană pentru că energia acestei persoane nu vă permite să vă căsătoriți. Asta e clar un mesaj pentru unii dintre voi. Poate aveți spor financiar, dar nu vă căsătoriți. Este o energie din trecut, poate dintr-o altă viață. Poate un iubit, o iubită, un membru al familiei, da? Dintr-o altă viață. Și trebuie să tăiați. Fiți atenți, lună nouă, faceți ceea ce trebuie să faceți. Dacă nu, puteți să mă întrebați. Așa, la modul cel mai simplu, nu fac vrăji, nu mă ocup de așa ceva, am altă meserie mult mai frumoasă. Și tarotul nu, asta înseamnă. Tarotul înseamnă să lucrăm cu energiile și să înțelegem mesajele pe care le primim. Deci, e lună nouă, încheiați un ciclu. Dacă cineva v-a intoxicat viața de familie sau nu v-a permis acea energie să vă faceți o familie, îndepărtați-vă. În prezent, ce aveți? Page of Water. La fel, valetul de cupe, e același lucru. Da? E frumos că se confirmă energiile. Regele de spade și spânzuratul. Dacă spânzuratul e energia peștilor, a zodiei peștilor, a casei a 12-a, unii dintre voi ați făcut multe sacrificii. Multe. Fiind și semnul racului, semn de apă, ați făcut multe sacrificii. Poate pentru un copil, poate cu acest bărbat, mai mult sau mai puțin. E destul de rece, destul de distant. Semn de aer, mai mult sau mai puțin. Gemeni, vărsător sau balanță, nu e obligatoriu. Doar vă dau așa niște zodii ca să vedeți cât corespunde, dar nu e obligatoriu. În prezent, dacă ați avut de curând, ați preluat sabia dreptății, acum începe să manifestați. O răceală. Adică aveți valetul de cupe, arătați foarte puține emoții, deși aveți.
deși aveți, dar vreți să se facă justiție. Ia uite, iar apare și aici apare. Vreți să se facă justiție într-o relație cu cineva care se poartă foarte imatur emoțional. Foarte, că e copil, că e un bărbat sau o femeie care nu vrea să-și asume niște responsabilități, adică se poartă iresponsabil, cu alte cuvinte, da? Vreți să manifestați dreptatea. Și care e dreptatea? Voi aveți o valoare. Și nu doar o valoare emoțională, nu doar o valoare financiară, aveți o dreptate de manifestat. Spânzuratul reprezintă o persoană care vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Unii dintre voi ați văzut, sacrificându-vă, ați văzut o altă perspectivă. Și acum trebuie să manifestați acel adevăr pe care l-ați văzut. Alții Alții ați amânat manifestarea acestui adevăr. Regele de spade e sobru, e rece, dar după cum vedeți în această imagine, nu prea dorește să se exprime. Poate ați amânat unii. Deci sunt mai multe mesaje, nu uitați, repet, să nu uitați cumva. Unii ați amânat exprimarea emoțională și din niște motive. Voi știți mai bine. Poate a trebuit să aveți de-a face cu această problemă și luptând cu această toxicitate, ați uitat că trebuie să vă exprimați emoțiile. Și ați devenit oarecum unii. Dintre voi, repet, unii ați devenit oarecum acest rege de spade. Logic, rațional, uneori distant. Și poate să fie în relație cu cineva născut în semnul peștilor. Așa simt acum cărțile. Ce frumos! Cine a mai avut împărăteasa în aceeași poziție? Cred că, dacă nu mă înșel... Vai, ce frumos! Leu sau Scorpionul? Nu știu, că uitați că n-am făcut multe etalări pentru aprilie. Căutați în urmă. În viitorul apropiat aveți o creștere. În viitorul apropiat aveți ce aveți semințe, Seven of Wands și împărăteasa, șapte de băte și împărăteasa. Probabil că în martie ați pus semințele, ați însămânțat ceva într-un proces, într-o idee, într-un concept, da? Repet, reprezintă concept, gestație. Ceva ce crește, are potențial în 9 luni să culegeți roadele. În 9 luni. Cred că la sfârșitul lui martie ați pus semințe în ceva. Poate. Și trebuie să apărați aceste semințe până vor crește. Trebuie să le apărați cu ferocitate, cu... Poate ați încercat timid să vă exprimați emoțional sau încercați într-o relație cu un semn de aer sau sau semnul peștilor, cineva cu planete în pești, da? Dar după ce ați rezolvat acest trecut, timid vă exprimați emoțional față de cineva. Și acest lucru poate să fie reprezentat de aceste semințe, dacă ar fi vorba de o relație, da? Și luptați pentru a crea, pentru a crește această relație. Pentru a o dezvolta frumos, e semnul lui Venus, e o persoană generoasă, o face să sporească. Dacă nu e o relație, e un proiect. E un proiect pentru care luptați. Da? Și aici avem creștere. Tot trei, e interesant. Oricum, împărăteasa crește cam în 9 luni. Da?
probabil la sfârșitul anului, unele femei, dacă ați avut o relație cu cineva, fiți atenți să nu rămâneți gravide, sămânță, da? Cu un semn de foc luptător, care ar putea să vă și apere, da? Fiți atenți că în viitorul apropiat puteți să rămâneți gravide. Unele dintre voi. Ce vă blochează? Iar regele de spade. Ori aveți de-a face cu un vărsător gemen sau balanță. Un tip de personalitate foarte rece, foarte distant. Poate să fie și un doctor, poate să fie și un avocat. Da? De asta data aceasta vorbește, vă blochează, vă spune niște adevăruri. Iar semnul focului, iar racului de Chariot, faetonul și regele de spade. Acest rege de spade, da, simt că vă blochează, ați vrea să plecați, ați vrea să plecați în această, cred că e acest diavol pentru unii dintre voi, da, ați vrea, dar vă blochează drumul. Aveți pasiunea să mergeți mai departe. Poate să vă creați o familie cu cineva? Cu cineva în semnul focului? Și totuși cineva în semnul aerului vă blochează. Poate sunt niște probleme legale? Voi știți mai bine? Ați vrea să vă mutați într-o casă și încă aveți probleme cu actele, cu banii, cu eu știu ce? Aveți pasiunea să vă mutați către o nouă locație, să călătoriți către cineva, semn de foc, berbec, leu sau săgetător, dar acest semn de aer sau acest rege de spade neobligatoriu vă blochează. Ce vă susține? Regina de bâte. Mulți valeți, valetul de aer, 5 de cupe și regina de bâte. Valetul de aer reprezintă comunicare. Iar am senzația, cum am zis și mai devreme, unii dintre voi vreți să mergeți către un semn de foc. Aveți aici foc, da? Și faetonul care ar vrea să călătorească, are pasiunea să călătorească sau vrea să călătorească către un semn de foc. Da? Sau, bine, unii dintre voi poate să fie invers, să plece de la un semn de foc către un semn de aer. Dar nu sunt convinsă că e valabil pentru toată lumea, evident. Sunt grupuri și grupuri. Aici aveți, iar, un semn de foc care ar lupta pentru voi, pentru creșterea voastră. Deci, cinci de cupe. Comunicați cu cineva despre niște regrete. Și în momentul în care exprimați, da? Page of Cups, valetul de cupe, exprimați ce simțiți, că sunt regrete, că sunt hotărâri să mergeți mai departe. Începe să manifestați această regină de bâte, pasiunea pentru a, și aceasta e foarte creativă ca și împărăteasa, către a întrebi. E întreprinzătoare, are o afacere, poate vreți să vă deschideți o nouă afacere, un PF, o societate comercială, voi știți, dar să lăsați în urmă ceva ce nu a prit, ceva ce nu a prit. Ați cercetat, da, ce vă susține, să cercetați, să analizați, să căutați, să vă documentați. Valetul de aer, asta înseamnă, printre altele, comunicare, înseamnă că spionați sau sunteți spionați,
Dar cred că mai degrabă voi spionați. În ce sens? Vă documentați despre niște lucruri. Ori despre cineva, ori despre cum ați putea să mergeți mai departe și să eliberați aceste blocaje. Oricum, ce vă susține? Pasiunea. Dacă e o persoană în semnul focului, rămâne de văzut să-mi povestiți. Berbec, leu sau săgetător. O persoană foarte intuitivă de altfel, foarte creativă, da? Este alături de voi să vă ajute să lăsați în urmă niște regrete și să manifestați un nou, o nouă relație, un nou început, o nouă etapă. Dar trebuie să cercetați, da? În astre, că avem planete, avem molecule, până în profunzimea lucrurilor, dacă sunt contracte, dacă sunt, da? Că avem, da? Avocat, avem contracte. Să analizați bine. Și asta vă susține. Puteți să renunțați la regrete dacă analizați bine și apoi aveți pasiunea, creativitatea să manifestați un nou proiect. E interesant că și aici v-a apărut justiția. Poate cineva în semnul balanței, mai mult sau mai puțin, și părăteasa poate să fie balanță, dar eu cred că e vorba de niște probleme legale. Cineva cu, poate aveți custodia unui copil de luptat pentru această custodie, aveți de luptat cu mama pentru copil sau invers, unii dintre voi, nu toți. Poate e la distanță copilul, aveți parte de o separare într-o relație, într-o căsnicie, sunteți într-o stare de izolare față de mulți. Da? Dar trebuie să vă conectați la intuiția voastră. Repet, unii dintre voi comunicați cu cineva în semnul peștilor, că v-a apărut și aici, aici, Marea Preoteasă, Spânzuratul, cu care ați putea avea un nou început foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Rămâne de văzut ce se materializează din aceste potențiale. Nu uitați că în tarot, ca și în astrologie, vedem potențialul. Rămâne la... Rămâne ca Universul, Dumnezeu să hotărască până la urmă dintre toate aceste potențiale ce vă permite să manifestați în funcție și de voi ce vreți. Da? Aveți posibilitatea să lucrați la un proiect. Dacă treceți pe lângă el și nu puneți efort, nu vă implicați, evident că nu o să crească până la împărăteasă, da? Aveți pasiune să vă mișcați, da? Dorința de a vă asculta inima, chemarea interioară, aveți puterea să începeți un nou ciclu, o nouă etapă în viața voastră. Iar aveți dorința de mișcare și aici, faetonul, dar oarecum sunteți blocați de niște probleme legale, de niște contracte cu cineva. Trei de monede reprezintă un trio la locul de muncă, da? Trebuie să vă luptați, poate, cu acest rege de spade la muncă. Poate vreți să vă faceți afacerea voastră, să ieșiți din afacerea aceea și ei nu vă permit. Ei nu vă permit? În fine, haideți să găsim o carte, un sfat pentru voi. Rac, aprilie. Prea multe cărți, prea multe cărți. Un sfat pentru rac. Soarele Mădănos, ascendent. Wow, ce frumos! Ce frumos! Să vă ascultați inima, dragii mei. Nu minte, am spus că unii dintre voi veniți dintr-o familie, poate aveți doar ascendentul, nu neapărat planete, nu neapărat soarele. Ia uite, și aici, ori călcați. Sper ca această etalare să vă și studiați. Sper ca această etalare să vă fie de folos, da? Studiați dacă vreți să ieșiți din afacere, studiați bine dacă aveți de luptat pentru custodia copilului sau dacă vreți să vă mutați într-o altă locație. Dar sigur, unii dintre voi ați fost crescuți. Nu știm, nu judecăm și nici nu intrăm în detalii. Într-o familie în care lumea a fost obișnuită să gândească pragmatic, nu și-au exprimat emoțiile și lucrurile au devenit toxice. Și atunci trebuie să învățați să vă ascultați inimioara. Da? Regina de cupe.
să faceți justiție la nivel emoțional, să vă exprimați emoțional și să vă ascultați inima în orice, în relații, în afaceri, în orice. Îngerii vă suportă, vă ghidează și vă protejează. Și aveți posibilitatea să vă împliniți visele și să le aduceți la realitate. Foarte frumos, dragii mei, foarte frumos. Foarte frumos, Doamne ajută. Doamne ajută. Să încerc repede. Wow. Să punem câteva cărți pentru dragoste. Toată lumea vrea să iubească. Mi se pare normal, ar fi culmea. Și mai ales ce am zis mai devreme, dacă cineva nu s-a gândit, n-a fost învățat în familie să aprecieze. Să aprecieze dragostea. Să aprecieze chemarea inimii. Cred că trebuie să începeți să o faceți acum. Nu contează vârsta. Contează momentul, trezirea. Ok. Hai să vedem. În dragoste ce vedem? Repede, repede, cât timpul trece. Eu vorbesc uneori mai încet. Puteți să dați, există o opțiune să dați viteza mai iute. Ia uite, aveți pasiune. Cineva vă instigă, vă face să simțiți pasiune pentru ei. Un semn de foc? Un semn de foc? Hai să vedem cărțile. Dragoste. Rag. Ok. Six of Cups. Încă vă e frică unora dintre voi. Și încă o carte. Și încă o carte, te rog frumos. Prea multe, dar iar racul vrea să plece dintr-o energie negativă și e foarte bine dacă reușiți să faceți chestia asta. M-aș bucura foarte mult. Cum acționați? Ori șocați pe cineva, ori gata, rupeți macaroana cu trecutul. Doamne ajută! Iar v-a apărut asul de monede și hermitul. Interesant. Interesant. Acum, persoana care vrea să vă apară în etalare, persoana de care vă simțiți apropiat, interesați. A apărut un soare, dar au apărut prea multe. Semnul leului? Sau cineva care va aduce multă bucurie și nu doar trezire, trezire spirituală. Ok, asta ar fi prima. Iar a apărut, mă bucur când se întâmplă să revină. Înseamnă că trebuia să fie în citire. Și totuși, asta e invers. Nu pot să vină spre voi sau ce se întâmplă? Nu pot să călătorească? Poate să nu vă mor. Încă o carte pentru rac, partener rac. Soarele nu vine să ascendă. Partenerul vostru. Încă o carte cum va acționa. Cineva, da? Vrea să schimbe energiile, vrea să schimbe roata norocului, să lase, puteți să schimbați pozițiile, da? Vrea să lase în urmă regretele și să înceapă o nouă călătorie. Să o ia de la zero. Ca un nebun, ca o nebună, nu contează. Dar ar vrea să riște. Dar cred că undeva... Da. Hai să vedem și energia comună. Mai trebuie o carte, da, aici la mijloc. O carte pentru rac, energia comună. Da. Șapte de cupe. Și totuși cineva e îndrăgostit. O carte pentru rac, partener rac.
Din acest motiv, uneori nu-mi place să amestec cărțile în fața voastră, tot că durează. 4 de spade. Aprilie, 4 aprilie. Luna secrete. La voi, 5 de băte. Conflicte. Conflicte interioare mai degrabă, dar poate unii dintre voi aveți competiție undeva la locul de muncă. Dacă vreți să ieșiți din afacere și să vă faceți, eu știu, altceva al vostru. Deci ce aveți? 6 de cupe. În sufletul vostru vă gândiți la o persoană care vă e tare dragă. Din copilărie sau dintr-o viață anterioară aveți o legătură foarte profundă cu această persoană. În cazul în care n-ați mai întâlnit-o de curând, poate să apară acum, încă suntem sub influența lui Mercur retrograd, dar care ne-a adus multe persoane din trecut. Dacă nu vă reapare în viață, vă gândiți voi la o persoană care vă umple cupele, către care v-ați duce cu flori și cu ciocolată și cu mult drag și a sta de povești. Sau pur și simplu, sunteți într-o stare de nostalgie. Dacă nu e o persoană, nume pur și simplu, sunteți într-o stare de nostalgie, sentimental, emoțional vorbind. E bine că aveți cupe în suflet. În minte, numai griji. Griji. Frici. Frici că poate lăsați în urmă ceva și nu știți ce vă aduce viitorul. Oricum, cum acționați, manifestați turnul. Vă atrageți turnul în viața voastră, că sunteți voi foarte impulsivi, că faceți niște surprize, vă manifestați într-un fel neașteptat față de această persoană. Dar fiți atenți că dacă vă manifestați atât de șocant, s-ar putea ei să nu primească sau să privească prea încântați acest șoc. Poate unii dintre voi chiar vreți să vă exprimați sentimental, da? Unii dintre voi. Dar, oricum, încă simțiți energia unor trădări, unor dureri ale trecutului și poate din cauza asta, deși vă doriți întâlnirea cu această persoană dragă sau cu prietenii, încă manifestați un conflict, un conflict interior. Mai trebuie să vă vindecați. Aveți și temperanța și steaua. Trebuie să mai lucrați un pic la vindecarea voastră. Unii dintre voi, ei, ce au? Au luna secrete. În legătură cu voi, da? Valetul de cupe. Bănuiesc. Da. Și totuși a fost dragoste, este dragoste. Ar da o a doua șansă. În această relație, dar sunt niște probleme legale care vă împiedică, nu știu, care sunt ținute secret de ei. Sau nu uitați că puteți voi să fiți în această poziție și ei în cealaltă. Niciodată să nu uitați acest aspect. Ei, în suflet, au multă pasiune pentru voi. Ba chiar atracție, ba chiar și-ar dori și o relație fizică cu voi. Dar... Probabil, din niște motive, voi le știți, că de-aia vă face și griji. Voi le știți. Și-au cam pierdut speranța și în sensul că nu e steaua, evident, steaua reprezintă speranța. Nu mai vor să aștepte. De obicei, această carte reprezintă așteptare, încredere în viitor, vedem viitorul împreună. Nu, persoana nu mai vede viitorul împreună. Sau, cel puțin o perioadă de timp, pentru că energia comună este... La ei, 4 de spade, au nevoie și ei de vindecare, ca și dumneavoastră, că doar ați avut steaua. Dacă e persoană din trecut, cred că e o persoană din trecut, că nu degeaba v-a apărut 6 de cupe. Nu cred că e o persoană nouă pe care ați întâlnit-o de curând. E o persoană pe care o știți. E o persoană pe care o știți încă. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, pentru unii dintre voi, acest as de băte poate să însemne că ei, deși nu vă mai așteaptă, pentru că se vindecă,
și au găsit pasiunea într-o altă direcție. Poate să fie un proiect creativ, nu neapărat o persoană. Poate să fie o persoană în semnul focului. Berbec, leu, săgetător. Pentru unii, nu pentru toți, vă rog, nu generalizați. Pentru alții, încă se simt atrași de voi, dar nu mai văd viitorul alături de voi. Și dacă cumva veniți cu această energie a turnului foarte, foarte deranjantă pe ei, pentru ei, foarte șocantă, s-ar putea să aveți niște discuții, s-ar putea să aveți niște discuții, să le răscoliți ego-ul sau pur și simplu să se simtă răniți. Să se simtă răniți. Dar, pe de-o parte, pentru că nici nu mai așteaptă, nici nu mai așteaptă, e posibil să nu se mai angajeze în nicio discuție, să nu mai dorească renegocierea și să lase lucrurile baltă. Să se concentreze mai mult pe vindecarea lor, da? Să nu-și mai doresc nici comunicare prea multă, pentru că știu că la un moment dat, până nu te vindeci, de fiecare dată aducem în discuție problemele vechi. Și cred că ei conștientizează lucrurile astea. Și au nevoie să se vindece. Iar voi aveți 7 de cupe. Încă sunteți confuzi, încă nu știți ce opțiuni să alegeți. Unii dintre voi, sau poate unii dintre voi visați. Este cartea fanteziilor. Visați că vă puteți împăca și atunci vă duceți ca un vulcan în calea lor. Unii, repet, unii. Alții dintre voi. Dacă vă întâlniți cu o persoană nouă, dacă această persoană e nouă, vă faceți griji. Nici ei încă nu speră. E normal, dacă e totul la început de drum, e normal. Pentru că amândoi aveți în spate niște energii. Trebuie amândoi să vă vindecați de trecut și să nu vă faceți prea multe iluzii. Să lăsați un pic de timp. Lucrurile nu se dezvoltă ca un trăsnet, ca așa, într-un ritm rapid. Trebuie să lăsați lucrurile să se dezvolte natural, că doar aveți împărăteasa din câte mi-aduc aminte, da? E o situație care se întâmplă ori acum, de lună plin, luna nouă, ori la luna nouă. Lună plină, scuzați-mă. Dar cred că, pentru că aveți luna, cred că de lună nouă lăsați în urmă ceva și la luna plină începe să manifestați ce mai frumos. Da, nu știu cât am fost de clară, sper să primiți mesaje importante, interesante și care să vă ajute. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă iubesc și numai bine, la revedere!